Bună dimineața! Astăzi este prima dimineață la mine acasă, de fapt la mama acasă. Ieri am aterizat în România, am venit să am grijă de ultima sută de metri din sarcină și vreau să încep să filmez așa cum m-a rugat urmăritoarea de-a mea, Daisy Ramona, te pup. M-a rugat să filmez așa din viața mea de zi cu zi. Și aș vrea să mă vedeți și nemachiată, să mă vedeți și cum sunt dimineața. Bine, acum mi-am dat ceva pe buze pentru că a fost foarte cald. Am tras un frig aseară când am venit de la București pe Buzău. Nu, și mi-a fost frig, am adormit în mașină și mi-a fost un frig și am venit înghețat așa și mama a dat drumul la căldură aseară și pentru că am dormit atât de bine, n-am băut apă și mi s-au uscat buzele. În dimineața asta m-am trezit cu sentimentul ăla de acasă, de bine, de liniște. Mi-a făcut mama cafeaua, o beau în pat. N-am grijă că trebuie să fac micul dejun sau că trebuie să fac eu cafeaua și pentru mine și pentru Adi. Îmi lipsește Adi, da, că mi-aș fi dorit să fie și el, dar na, ce să facem? Trebuie să facem ceva sacrificii, pentru că Anglia este deja zonă roșie și trebuie să stau 2 săptămâni în carantină. Carantină, autoizolare. Am completat niște formulare în aeroport și a trebuit să sunăm la DSP și să anunțăm că suntem veniți de pe teritoriul Marii Britanii și să stăm în autoizolare 2 săptămâni. Ceea ce mie mi se pare puțin ciudat, pentru că eu fiind însărcinată, e mai nasol să mă țin în autoizolare. Dar am înțeles că există și peța asta, că dacă ai nevoie de tratament sau dacă ești bolnav sau gravidă, te înțeleg și te lasă, de exemplu, dacă te controlează. Vine cineva și te controlează și vede că nu ești acasă și ieși din casă pentru tratament sau spital, este tot ok. Mama, am niște cearcăne. Foarte lung mi s-a părut zborul, mamă, și mi-a fost atât de rău. Hai de mine. Era o tipă, niciodată nu mi s-a întâmplat să leșin, dar am avut așa o senzație de semi-leșin. Era o tipă în spatele meu cu un copil și tot bățea copilul ăla și m-a bățit și pe mine. Și la un moment dat am simțit că îmi vine să vomit, m-au luat niște transpirații puternice, mi s-a defocalizat privirea, am început să-mi amorțească fața și mâinile și bineînțeles că m-am speriat și datorită măștii, eu nu pot să stau cu masca pe față, am avut senzația că mi-a crescut tensiunea și m-am speriat și în momentul în care era să decolăm, m-am ridicat și am zis, mie rău și am vrut să mă așez pe jos, aveam senzația că trebuie să mă întind, că dacă nu mă întind în momentul ăla, aleșin. Și nu mai știu ce s-a întâmplat, doar am auzit o stoiadeță că a spus leșină. Și mi-a dat două soluții, nu știu, calciu cu ceva, nu știu, oricum o soluție foarte bună la gust. Și mi-a revenit, dar m-am panicat foarte tare. Pe avion mai era o gravidă, căreia și ei a fost rău. Și la fel săraca a fost cu senzație de leșin, nu știu ce s-a întâmplat, nu știu de ce. Nu pot să spun că a fost presiunea foarte mare, probabil faptul că a trebuit să așteptăm atât. Nu știu de ce a durat atât de mult și îmbarcarea și check-in-ul, totul a fost la slow motion. Astăzi nu o să fac mare lucru. Stau pe acasă și o să cheltui bani online, pentru că mi-este foarte dor de niște cumpărături online. Pregătesc și alte surprize. De fapt, m-am gândit de mult la chestia asta și aș vrea, pentru că acum am foarte mult timp liber, Am timp liber pentru că mă ajută mama cu mâncarea, nu mai trebuie să mă mai gândesc eu ce să mai fac de mâncare. Pune-te masă, scoală-te masă, nu mai trebuie să mai ai grijă de nimeni, nici măcar de mine. Vă dați seama, Doamne, ce bine este să fac. Mă gândeam să vorbesc mai mult cu voi și astăzi am uploadat deja un clip pe YouTube și aș vrea să uploadez din ce în ce mai multe. Cam atât de dimineață, eu savurez cafeaua în continuare și mă mai bucur puțin de statul ăsta așa în pat, liniștită, la căldură. Cred că îmi pun un film
Ne auzim după, da? Eu o să mai vin așa, astăzi o să fie un videoclip așa, foarte raw, foarte needitat. Exact cum e o zi din viața mea. Și m-am gândit să fac o zi, să fie prima zi la mine acasă, camera în care eu am copilărit. Ne auzim, acum e dimineață, ne auzim cam în zona prânzului, fac și eu rutina de dimineață. Mami, miroase ceva frumos. Da. Când o putem tăia? Încercăm să o tăiem acum. Dacă, zi, dacă are și gust după cum arată, ea e vinovată pentru asta. Dragilor, deci am mâncat, a făcut mama o ciorbă, hai de capul meu, am spus, zic, mamă, dacă eram bărbat, te luam de nevastă. Așa, ulterior, am mâncat și acea tartă, acum îmi fac ceva la față și ne apucăm să facem curățenie în cameră, pentru că ce este aici este ca la nebuni. Da, doar puțin îmi fac sprâncenele, mi-aplic o cremă pe față. Și gata! Aceste două lucruri care am spus și în Q&A, că nu pot trăi fără ele. Fac puțin.
Are sărăcuța o dermatită și se scarpină non-stop. I-am comandat ceva de pe net de la HelpVet. Așteptăm să vină. Da. Ia e Pami. Așa a făcut curățenie și ghiciți ce fac acum. Mă așez fix în pat și stăm pe YouTube. Da, pentru că mi se părea totuși că sunt prea ștersă la față, mi-am aplicat puțin machiaj în zona ochilor, fără să mă dau crimel, fără să mă dau cu tuș sau cu gel sau să fac altceva. Aștept să vină cineva la mine, vrea o doamnă să vină să mă vadă, o prietenă de-a mamei. Și am zis, zic, hai să nu arăt chiar așa de ștearsă, ziceai că am hepatită. Așa că mi-am aplicat puțin fard. Acum stau pe laptop, vreau să... Am văzut niște tipe de la mine din comunitate că au mai uploadat videouri și aș vrea să le văd pe toate și să le susțin pe toate. Da. Ce anume vreau să vă mai spun? Vreau să filmez astăzi toată ziua așa, random. Doamne, cât e de bine să stai la mama ta acasă. Deci m-am așezat la masă, am mâncat și m-am ridicat. N-a trebuit să stau să mă gândesc că cine strânge masa, cine spală vasele, cine le pune la loc, cine le șterge, cine le pune la loc și așa mai departe. E mișto tare. Este ora 3 acum. O să mai pierd timpul pe YouTube. Vreau să-mi fac și unghiile, aștept să vină doamna aceasta să mă vadă și noi ne mai vedem când o să iau cina. A rămas singură acasă, sunt în carantină, n-am cu cine să vorbesc, netul merge foarte slăbus pentru că voiam să editez un vlog care l-am filmat înainte de a pleca spre România. N-am cu cine să vorbesc. Sunt singura acasă. Mama a plecat cu sora mea să o ducă pe Pami la doctor. Ați văzut în video ăsta că are mititica o dermatită. Ups, v-am zgâlțit puțin. Are o dermatită și se scarpină rău și și-a dat mititica sângele pe la codiță, pe la picioarele din spate. Și s-au dus cu ea de urgență la medic. Eu mi-am comandat ceva pe internet, dar durează între 5 și 7 zile lucrătoare până ajunge datorită acestui virus. Da, și cam asta am vrut să vă spun. Sper să termin de editat un vlog astăzi și să mă apuc de altul. Am avut un safir. A venit doamna aceea să mă vadă. Și bineînțeles, când m-a văzut, a spus: vai, ce te-ai îngrășat! Vai, dar ce... serios? M-am îngrășat? Ah, sunt însărcinată. Nu, eu apreciez că a venit să mă vadă, dar când vii la cineva și știi că e însărcinată, că arată așa, că e mare. Nu-mi mai spune și tu că e mare, că vede și persoana aia, parcă eu nu văd că-s mare. Oricum, deci sunt în trimestru 3 de sarcină și am luat până în momentul de față 10 kg. Am un calculator în care îmi calculez câte kilograme am în funcție de numărul de săptămâni și momentan sunt în grafic, cu toate că în capul meu se vede, zici că am luat 50 de kilograme. Încerc să mănânc puțin și des, dar după cum v-am arătat astăzi cu mama, cu cele două chestii și tarta care a rămas doar atâtica și aici mi-a pregătit un compot de gutui. Mie îmi plac foarte mult compoturile și gemurile, dulcețurile, dar acestea făcute în casă, nu cumpărate. Am venit să beau apă. Da, și cum vă spuneam, cu mama cred că o să iau vreo 30 cu totul. Eu sper să nu, încerc să mă abțin, dar nu. Când o văd, da, vrei și din asta, dar uite, a făcut mama nu știu ce, da, a făcut mama altceva, vrei să-ți aducă și ție? Da, așa sunt mamele. O să vă țin la curent pentru că mă duc înapoi să încerc să termin de
editat un vlog și o să vă țin la curent cam ce a făcut mama cu sora mea și cu cățelușa. Mama a venit de la doctor cu Pami. Cățelușa, da, într-adevăr, este bolnăvioară, este apatică, mi se așa de milă de ea, mi se rupe sufletul. I-au dat tratament pentru o săptămână și să vedem după o săptămână cum o să se mai simtă și dacă se simte tot așa de rău și tot așa se scarpină, trebuie să o ducem din nou. Mi se așa de milă de ea, de nici nu știu ce să-i zic. Uitați aici. Îmi pare atât de rău că nu am avut camera pornită mai devreme, ghiciți ce, poate pentru unii dintre voi pare ciudat, dar pentru mine este, nu știu, mană cerească. Am auzit strigându-se din bucătărie la masă. Păi ce bine e să stai în pat, să fii la mama ta acasă și să te, cum e vorba aia, pun-te masă, scoală-te masă. Eu nu m-am simțit bine după amiaza asta. Am avut o cădere de calciu și magneziu, a spus mama, dar din nou sunt acasă și mama fiind cadrul medical știu ce să-mi fac imediat. Acum mă simt mai bine, am mâncat, stau în pat, am un nou video la randat, aștept să se termine și cred că o să încheiem vlogul acesta cu rutina de seară. O să vă iau când o să-mi aranjez fața, nu că ar fi acum aranjată. Când o să mă demachez, o să vă iau cu mine și o să vă arăt. De fapt, este cam același lucru care folosesc dimineața, mai puțin ultima cremă, că în loc să mă dau cu o cremă protectoare de zi, mă dau cu o cremă de seară. Așadar, ne vedem cu rutina și încheiem vlogul acolo. Da, dragilor, a venit și acel moment al zilei în care eu o să-mi curăț fața. Un fel de, să zic așa, rutină de seară. Cu toate că astăzi nu am nimic aplicat pe față, am doar fard și doar o cremă hidratantă. În plus, ce mai folosesc în momentul în care am fond de ten pe față este și o apă micelară. Însă astăzi, pentru că nu am fond de ten, o să folosesc produsele care le-ați văzut de dimineață, adică o să-mi aplic un săpun de la Vichy, apoi o să-mi aplic o loțiune tonică, iar apoi o să-mi aplic o cremă hidratantă de la L'Occitane. O folosesc pe aceasta pe timp de seară, pentru că seara îți transpiră tenul și automat porii se încarcă și am nevoie de o cremă care să, eu având un ten mixt, am nevoie de o cremă care să mă ajute oarecum să scap de excesul de sebum, iar crema aceasta este mai ok din punctul meu de vedere pentru că este o cremă foarte ușoară, intră în piele și simt că hidratează exact atât cât am nevoie, nu îmi lasă tenul încărcat, nu mi lasă tenul gras și da, de aceea o folosesc pe aceasta pentru seară. După cum ați observat, folosesc acești bureței. Mi-am cumpărat, cred că vreo 50 și am dat 10 lire pe toți și mă țin foarte mult. Nu vreau să folosesc de vată. Îmi place foarte mult să folosesc bureței din aceștia reutilizabili și să știți că sunt foarte mulțumită de ei, curăță foarte bine. Și nu sunt atât de abrazivi încât să-mi atace pielea. Inclusiv între șanțelele nasului pătrunde bretele foarte bine și așa nu am nicio problemă cu punctele negre. De obicei acolo se strânge în șanțuri, se strânge praful și se formează puncte negre. Așa aplic bine acest gel
Ce-mi place la acest gel este că nu necesită clătire. Intră bine în piele. Rutina mea este foarte simplă. Bun, acum lăsăm gelul puțin să acționeze, să intre în piele, spălăm burețelul foarte bine, doar cu apă îl spăl. Și la câteva zile îl spăl cu săpun, cu săpun Protex. Luăm excesul, iar acum aplicăm crema. Nu multă, puțină. Masăm ușor. Până intră în piele. Deja îmi simt fața foarte curată. Da, dragii mei, aceasta a fost și rutina de seară de curățare a tenului. Ce am făcut în plus? Am aplicat un balsam pentru buze pentru a le hidrata pe timpul nopții. Mie mi se usucă buzele foarte tare. După cum ați văzut, nu este o rutină wow, nu fac cine știe ce, însă încerc să folosesc produse cât mai ok, să fie compatibile și cu sarcina. Știu că aici poate sună puțin exagerat, însă nu aș vrea, de exemplu, înainte eu foloseam retinol, dar de când cu sarcina, evident, nu pot să-l mai folosesc. Sper că v-a plăcut să stați astăzi cu mine, pentru mine a fost super, a fost prima zi în care m-am simțit din nou copil. Am stat acasă cu mama, totul a fost făcut de mama, mi-era dor de chestia asta. Mi-era dor să aud doar hai la masă și să nu mai trebuiască să pun eu masa și să o strâng și să spăl vasele și așa mai departe. Pentru mine a fost super, sper că și vouă v-a plăcut. Dacă v-a plăcut acest video, vă rog frumos să mă ajutați pe mine cu un like și cu o descriere. Dacă nu v-ați abonat, vă rog frumos să o faceți. Și nu uitați să apăsați și clopoțelul, să fiți notificați atunci când uploadeți ceva pe YouTube. Până când ne vedem data viitoare, vă rog, aveți grijă de voi și kisses! Gata. Gata. Nu că acum spun muzica pe fundă.